Și în dimineața aceasta vom vorbi despre divorț și recăsătorit. Nu știu cât de mult este problema noastră, probabil că nu este acum. Să nu uitați niciodată că avem 50 de prunci pentru care noi ne rugăm, pe care binecuvântăm în numele Domnului. 50 de copii care trăiesc într-o societate modernă. Aici este unicul loc unde suntem simpli, unde ne putem ruga, îl putem lăuda cu Dumnezeu și putem să ne simțim un pic mai români, mai de acasă. La societate e altfel. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească în societate și să-l putea ca acest cuvânt să fie o binecuvântare pentru ei și pentru noi, ca să-i putem pregăti pentru cer, să-i putem educa și din punct de vedere biblic. Sigur că mesajul va fi pus și pe site-ul bisericii și cei care doresc să audă poziția bisericii Maranată, dar în mod special a mea ca și slujitor, ca și păstor, cu privire la divorț și recăsătorie. Genesa 2, 24, citim versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. 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 Așa este. Haideți să ocupăm locurile. Surorul, vei cald sau nu vei cald? 23 de grade aproape. 22,6. Eu nu mai pot. Dar fac efortul pentru voi să rezist la căldura asta. Vreau să vă spun surorilor că m-am dus și eu să citesc ce spune medicul, doctorul, despre temperatura asta, că nu m-am înțeles. Vara nu-i prea caldă, iarna nu-i prea fric. Într-o sală unde se întâlnesc oamenii, doctorul spune 20 de grade. Mă mai cu indulgență, mai mergem un grad deasupra, dar cam asta spune doctorul, sfatul medicului. Deci, din punct de vedere medical, cam asta este temperatura. Apoi acasă, la casele noastre, dacă facem 30 de grade, bine că aveți mult pelet, Dumnezeu să vă binecuvinteze. A intrat o vecină în casă la noi și zice, wow, ce cald la voi! Aveam 20 de grade. Și am întrebat-o, iar ce temperatură ține în casă? Și zice, 18 grade. Pentru că asta în gheață, de tot, 18 grade. Da, așa, e cadin. Frați și surori, în această dimineață, așa cum am spus, haideți să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, la acest subiect incomod, un subiect dificil, o învățătură biblică, o doctrină. La unii le place, la unii nu le place. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este acesta și vrem să-L auzim și vrem să punem în aplicare viața noastră. Să ne conformăm, fraților, dacă ne vom ancora puternic în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne va bate diavolul. Nu își va bate joc de noi. Dacă ne vom duce după părerile noastre și interpretările noastre și vom lăsa Cuvântul Dumnezeu să treacă pe lângă noi, credeți-mă, chiar dacă nu astăzi, nu vom avea astăzi probleme, le vom avea în viitor. În momentul în care ne ancorăm puternic în Cuvântul Domnului, eu cred că vom avea biruință. Și cum spunea fratele Călin, în Hristos Iisus vom avea biruință. Slăvit să fie Domnul! Am luat acest subiect, familia, căsătoria, separarea, din toate punctele de vedere care există, în limita capacității mele, bineînțeles. Și îmi doresc să privim în Cuvântul Dumnezeu. Sigur că nu voi reuși să vă spun prea mult. V-am spus duminica trecută seara că am stat 2 luni de zile să studiez. Am luat și cuvintele în ebraică, în original, din Vechiul Testament, am luat cuvintele din Noul Testament, în greacă, să văd sensul real al cuvântului și vreau să vă transmit doar esența. Pentru că nu se poate transmite într-o jumătate de oră ceea ce studiul care trebuie să fie făcut probabil în 5-6 întâlniri. De aceea va lăsa omul pe tatăl sau pe mama sa, se va lipine de masa și se vor face un singur trup.
Pe lângă Sfânta Scriptură, pe lângă Biblie, m-am pus să și citesc câteva cărți a teologilor, a celor profesori care predau în universitățile creștine din țara noastră și din afară. În țara noastră l-am găsit pe Fănel Șerban, cei care ați mai citit ceva despre el. Găsul este directorul editurii Neemia din Brașov. A scris o carte foarte frumoasă în privința divorțului și a recăsătoriei. Un teolog român, un teolog bun. Unul dintre ei i-am găsit, probabil că mai sunt. Cartea asta a căzut în mâna mea. Apoi am pus mâna și pe alte cărți care sunt scrise de teologi, de profesori de teologie, extremă stângă și extremă dreaptă. Știți? Pe toate părțile le-am luat. Și cei care zic, da, e ok, poți să faci ce vrei, și cei care zic, nu, asta nici nu vă atingeți, că în momentul în care v-ați atins, ați murit. Da? Și l-am citit pe Carl Laney, din Portland, pe 5 cărți am citit în direcția aceasta, ca să fiu cât mai pregătit. Sigur că Biblia este baza, însă e bine să vezi și cum interpretează și alții. William Head, Thomas Edgar, Larry Richard și Fanel Sherman, așa cum a spus scriitorul acesta, teologul acesta român, stimez mult pentru ceea ce face. Frați și surori, haideți să o luăm sistematic. Iisus Hristos împarte căsătoria, familia, în trei mari perioade. Privim la căsătorie în grădina Edenului, în paradis. Ce zice Dumnezeu despre căsătorie, despre familie? În paradis, la început. Ce spune Iisus Hristos despre căsătorie în vremea lui Moise, când era legea la putere? Și ceea ce ne interesează pe noi foarte mult, ce spune Iisus Hristos despre căsătorie, despre familie, de la Hristos încoace. Ne uităm ce a fost în paradis. Acolo este o perioadă, familia în paradis. Și întrebarea mea este, existau circumstanțe, ocazii, în care legământul căsătoriei să poată fi întrerupt în paradis? Versetul 24 spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama să se vadă bine nevastă și să vă face o singură trup. Nici pomenial de separare, de divorț. Deci aceea este familia în paradis. Apoi avem familia în timpul lui Moise, legea. Acolo existau circunstanțe? Vă întreb. Existau circunstanțe, ocazii când se putea sau avea loc divorțul, separarea? Sigur. Deuteronom 24. Și apoi ne ducem în cea de-a treia perioadă, în vremea lui Iisus Hristos. Exista posibilitatea, vorbește despre fisura aceea care nu e plăcută Dumnezeu, dar există fisura aceea, posibilitatea separării, și vom vedea că cuvântul Domnului de la Hristos ne spune că da. Haideți să o luăm cu începutul. Căsătoria din paradis. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească, Matei 19, de la 3 la 5, dacă vrei proiectezi, dacă nu, și ca să-l ispitească și au zis. Deci, imaginați-vă fariseii în fața lui Iisus Hristos. N-au venit cu gânduri bune, ci ca să îl ispitească. Și au zis așa. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Cuvântul acesta, orice pricină, de unde le-a venit fariseilor? Drept răspuns, el i-a zis, oare n-aș citit, adică Hristos le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început? Deci de aici știu că Iisus a împărțit familia, căsătoria, în trei mari perioade. În primul rând zice, de la început, ziditorul. Unde l-a început ziditorul? În paradis. Deci prima variantă, în paradis. De aceea, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Deci planul lui Dumnezeu pentru căsătorie, real, autentic, frumos, îl avem în paradis. Și acolo Domnul Dumnezeu spune, va lăsa omul pe tata și pe mama și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Acest pasaj din Genesa, de la început, de la ziditor, din paradis, aceste cuvinte le ia Matei, capitolul 19, că l-aude pe Iisus. Și le pune în Matei, capitolul 19, de unde știe Matei să scrie din asta? Că l-au zis la Iisus. Și Iisus a spus că ziditorul, de la început, așa a făcut el familia, așa a făcut el căsătoria, ca să dureze o veșnicie. Deci, citatul acesta din Genesa 2:24, îl vedem în Matei, îl vedem în Marcu, îl vedem în Efeseni, unde și Pavel se inspiră
tot din Gereza și zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lepi de nevastă, se va face un singur trup. Deci haideți să vedem la planul lui Dumnezeu cu privire la familie. Și apoi mergem mai departe. În primul rând, vreau să analizez acest verset. Geneza 2:24. Și primul cuvânt, sau Efeseni 5:31, este același lucru, primul cuvânt care îl analizăm împreună este, de aceea va lăsa omul. Va lăsa. Ce înseamnă va lăsa? Că astăzi observăm probleme enorme în familii, unde bărbatul merge la muncă, vine acasă, nu găsește o mâncare caldă, pentru că nevasta cu soră sa, sau cu mătușa sa, sau cu mama sa, este prin citaferea toată ziua. Mai iertați-mă, asta e realitatea. Și spune cuvântul Domnului, va lăsa. Ce înseamnă va lăsa? În ebraică, în original, nu vă învăț ebraică, dar vă spun că sensul cuvântului, că nici eu nu știu, dar sensul cuvântului este, cuvântul este azar și sensul cuvântului este a lăsa loialitatea, a lăsa angajamentele față de vechea familie. De aceea omul va lăsa pe tata și mă, acolo suntem, va lăsa loialitatea, credincioșia față de acea familie, dar ce se credincioșia? Nu mai sună pe mama și pe tata? Nu le mai trimit un pachet de Crăciun? Nu le mai face câte un cap? Nu. Angajamentele le va lăsa față de vechea familie. Se va elibera de angajamentele de ce le-a avut față de vechea familie și devine credincios și loial partenerului nou. Acum, atenție. Părinți, mai ales în diaspora, Italia, Germania, Spania și mai departe, care datorită greutăților întâlnite, au ajuns în Italia, au ajuns în străinătate și au cumpărat o locuință, n-au reușit să plătească singur rata și au spus, am să dau sau să iau o semnătură și de la pruncul meu când are numai 17 ani și deja au început să muncească. Și cuvântul Domnului zice, va lăsa. Atenție, nu este biblic? Nu este biblic? Astăzi avem prunci mici, poate că nu este nevoie să gândim acolo, dar nu este biblic, pentru că cuvântul va lăsa înseamnă a abandona toate angajamentele. Lasă-l pe prunc să ajungă la 24 de ani, la 25 de ani, să se căsătorească cu partenerul pe care Dumnezeu l-a pregătit fără obligații. Deci a lăsa toate aceste lucruri. A doilea cuvânt spune, de aceea va lăsa omul, lasă proiectat brava, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Și cuvântul în original este dapachiu, care înseamnă a forma un tot unitar. Se va lipi, lasă angajamentele față de tata, mama, bunicul, bunica, tot, și se va lipi de nevastă sa, adică un pachet de angajamente, de responsabilități în care intră și relația sexuală, se va lipi de nevastă, însă nu deține acțiune majoritare. Nu aici este vorba despre relația sexuală, se va lipi, ci la un singur tot, la următorul cuvânt. Și sensul cuvântului în original este a suda două metale așa de puternică încât să dureze toată viața. Am acei care lucrați în metal mecanică știți. Că în momentul în care două fiere, două metale au fost sudate, dar au fost sudate bine, cu precizie, că asta este familia, căsătoria este instituită de Dumnezeu și Dumnezeu a sudat-o bine, bine, pentru veșnicie. În momentul în care vrem să dezlipim două fiere care au fost sudate, niciodată ele nu se vor dezlipi pe unde au fost sudate. Sau se vor dezlipi și pe unde au fost sudate, dar vor crepa și pe celelalte părți. Pentru că nu funcționează. Va lăsa pe tata și pe mama, se va lipi. Și sensul cuvântului, așa cum v-am spus, este a lipi cu un adeziv pentru totdeauna. Sau a lipi două lemne, a le bate în cuie în așa fel încât să nu se desfacă niciodată. Și al treilea cuvânt, un singur trup, cuvântul în ebraică este basar, și apare și în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 16, și ce spune că cei doi devin nedespărțiți, cei doi devin tovarăși de drum. De ce am să cânte cântarea Iisuse al meu, tovară scump? Cei doi devin tovarăși de drum, este vorba de o unire totală, precisă, consumată și prin actul sexual, care, așa cum știm, relația sexuală în familie vindecă foarte multe boli și rezolvă și repară foarte multe probleme. Asta este meseria sau, practic, măestria, arta lui Dumnezeu creată pentru o familie. Oricât de nervos și supărat ai fi și nu v-au ajuns bani în ziua aia, în momentul în care v-ați dus în dormitorul vostru,
nostru este ceva special lăsat de Dumnezeu ca să ne unească și să ne facă să ne simțim un singur trup, să ne iubim unii pe alții și să-i putem da slavă și glorie lui Dumnezeu. Deci planul lui Dumnezeu pentru căsătorie a fost acesta. Va lăsa și băgați de seamă voi, doamnelor, voi surorilor în mod special. Deci va lăsa, asta nu înseamnă să nu ne sunăm părinții, asta nu înseamnă să nu le oferim un gând, asta nu înseamnă să nu le facem un pachet de căciune, asta nu înseamnă să-i abandonăm în stradă, să-i ducem la casa de bătrâni și să-i lăsăm acolo, să-i abandonăm acolo. Nu înseamnă asta, dar angajamentele, responsabilitățile se despart. Se lasă partea asta și se începe o nouă familie. Ce este practic căsătoria? Căsătoria este un legământ între un bărbat și o femeie. Unde trăim noi astăzi? În Italia. Știți că la Roma s-au dus la primărie, la comune. Și s-au dus doi bărbați și s-au căsătorit. Asta trebuie să învățăm noi pe copiii noștri. Trebuie să le transmitem asta, că într-o societate murdară noi trăim astăzi. Însă Dumnezeu a instituit, a înființat căsătoria și spune că este un legământ între un bărbat și o femeie. Legământ. Ăsta e cuvântul care mă interesează. Ăsta e cuvântul care mă interesează. Ce înseamnă legământ? Care e sensul real, original, autentic al cuvântului legământ? Cuvântul în greacă este berit și nu înseamnă acord sau contract între două persoane. Vă rog să fiți atenți. Contract. Contractul se rupe când nu ne mai înțelegem. Acordul se distruge când nu ne mai înțelegem. Ci cuvântul legământ este mult mai profund și înseamnă jurământ. Înseamnă angajament, o unire bazată pe responsabilități și obligații între un bărbat și femeie. Responsabilități și obligații. Tu ești responsabil să pui seara familia la rugăciune, să-ți iei soția și pruncii, să zici, hai să ne rugăm acum. Tu ești responsabil ca și bărbat înaintea lui Dumnezeu, pentru că tu ești preot în casă, să zici, hai să fim într-o zi de jertfă. Sau hai să nu ne mai certăm, sau hai să nu mai vorbim urât, hai să eliminăm cuvintele alea jignitoare din casa noastră. Și femeia, ea este responsabilă cu educarea copiilor, sigur, și bărbatul stă acolo, dar în mod special, voi educați copiii, în mod special, voi îi pregătiți pentru școală, voi sunteți acel vas pregătit de Dumnezeu ca să completeze familia. Deci, legământul este un angajament, un jurământ bazat pe responsabilități și obligații între un bărbat și o femeie. S-a îngrășat nevastă mea, nu îmi mai place de-aia, nu există așa ceva. Hai să ne gândim la divorț, să ne gândim la separare, nu există așa ceva. E bolnavă, o mănâncă, nu știu, boală, uite, să usc pe picioare, nu îmi mai folosește, nu mă mai satisface. Din niciun punct de vedere. Și atunci sunt oameni lumești, firești, care spun, acum ne despărțim. Nu potrivim la caracter. În fiecare seară ne certăm, nu funcționează. Eu sunt unul care strâng banii, iar una care împrăștie banii. Sau invers. Nu se mai poate așa ceva. Așa ceva în ochii lui Dumnezeu nu există. În Sfânta Scriptură nu există, pentru că legământul acesta și legământul acesta este bazat pe responsabilități și obligații. Eu am obligația să-l fac pe partenerul meu să semene tot mai mult cu Iisus Hristos. Și nevastă mea are obligația să mă ajute pe mine, să mă ajute să seamăn tot mai mult, să semăn tot mai mult cu Iisus Hristos. Căsătoria este clădită pe o promisiune făcută înaintea lui Dumnezeu, de aceea invităm tinerii la biserică. Nu ne place să ne ducem afară în diverse locuri, nu că ar fi greșit asta, dar ce frumos este când tinerii primesc binecuvântarea în biserică și nu prin alte părți. Și vin amândoi în casa lui Dumnezeu, prezent este cerul, da? Foarte important, legământul acesta, atenție! De aceea nu pot să-mi permit să fac ce vreau cu legământul acesta, să-l întrerup când vreau, pentru că se deschide cerul! Cerul se deschide, chiar dacă cei doi sunt atât de emoționați că habar n-au ce fac în ziua aceea, n-au nicio fărămitură din predica aia. Se deschide cerul. Dumnezeu cu îngerii este prezent. Deci martor este Dumnezeu la acel eveniment. Martor sunt slujitorii, păstorii, diaconii, prezbiterii. Martor este biserica, martor este mama și tata. Legământul acesta prinde greutate pentru că în prezența lui Dumnezeu are loc acest jurământ, are loc acest angajament. Conceptul cheie al căsătoriei este păstrarea legământului. Și avem modelul lui Iisus Hristos.
Ne învață Iisus Hristos în felul următor, în Efeseni capitolul 5, versetul 2, spune, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. No, hai să te aud acum, spunând, nu ne mai potrivim la caracter, zice. Mă zice, după ce ne-am căsătorit, zice, eu am mai crescut în copar, mă zice, nu mai îmi place cheia, zice, cum acum mă duce cu ea pe stradă, e mai mare ca mine. Tu auzi ce înseamnă legământul lui Dumnezeu, cum este văzut de Dumnezeu, cum se deschide de Dumnezeu? Zice că Hristos și-a dat viața pentru biserică. Asta este paralela care o face Iisus. Și-a dat, a mers pe cruce. Deci, bărbatule, pentru nevastă ta, spune-l, o cafea după ce, dar Biblia spune asta, stă pe cruce, măi, trebuie să-ți dai viața, Daniel, trebuie să-ți dai viața, să fii gata să te jertfești, să mori pentru ea. Și invers. Asta e modelul lui Iisus Hristos. O jertfă s-a dat pe sine pentru noi. Efeseni 5:25 spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum a iubit și Hristos biserica. Oare de ce nu zice nevestelor iubiți-vă bărbații? Pentru că Pavel știe că nevestele au nevoie de iubirea bărbatului. Dar zice nevestelor, supuneți-vă bărbaților. Pentru că știa Pavel că bărbatul are nevoie de respect. Cea mai mare nevoie a bărbatului nu este iubirea din partea soților, ci respectul. Da? Să iau decizii în casă. Lăsați-ne pe noi să luăm decizii. Pentru că e o nevoie care arde în noi. Așa ne-a construit Dumnezeu. Lăsați-ne pe noi să ne simțim bărbați, să ne simțim preoți în casă. Nu vă băgați peste noi. Și apoi noi suntem datori să vă iubim pe voi, pentru că cea mai mare nevoie a femeii este iubirea. Mângâierea, tandrețea noastră. Dumnezeu să ne ajute! Amin? N-am fost din partea să vă. Dumnezeu să ne ajute! Amin? Deci, frați și surori, am văzut căsătoria în paradis. Fără nicio fisură. Aici nu e separare, nu e nici pomeneală de divorț, nimic. Pentru că căsătoria este instituită de Dumnezeu, planul lui Dumnezeu este clar, va lăsa, se va lipi și vor deveni un singur trup. Dar azi ne ducem în partea a doua, căsătoria în vremea legii mozaice. Căsătoria în vremea lui Moise, atunci când oamenii n-au mai fost atât de pocăiți ca și în paradis. În mod special bărbații. N-au mai fost atât de pocăiți. Și au început să fie încăpățânați, aroganți, nu le mai plăcea să meargă la biserică, înțelegi? Firești, numai bani au văzut în cap. Lucruri materiale, s-adune. Mergem într-o perioadă când oamenii s-au despocăit. Au rămas ei pentecostali, sigur, dar s-au despocăit. Și atunci avem o altă perioadă în care existau circunstanțe în care legământul căsătoriei putea fi întrerupt. Citim Matei 19, de la 6 la 9, că de aici știu lucrul acesta. Și spune Iisus Hristos așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, pentru ce dar i-au zis ei, a poruncit Moise. Auzi, imediat au venit farisei ăștia care se credeau așa de învățați, de ștepți pe vremea aceea. Dar zice, dar de ce, Doamne Iisuse, parcă de acuzații, dar de ce Moise a permis ca bărbatul să dea neveste o carte de spățire, adică să o abandoneze, să divorțeze de ea? Auziți vreodată pomenit în legea Vechiului Testament că femeia i-ar fi dat vreo carte de spățire bărbatului? Este treabă. Nu. Nici vorba de așa ceva. Bărbatul îi spunea, nu mai am nevoie de tine. Și Iisus a răspuns. Aici este foarte important. Versetul 8 din Matei 19 care zice și Iisus a răspuns din pricina împietririi inimilor voastre am gândit Moise să vă lăsați nevestele de la început. N-a fost așa. De pricina împietririi noastre. Care împietire? Ne pocăiți, Domnule! Că le plăcea noaptea să se ducă unde vor ei, le plăcea să facă ce vor ei. Haideți să ne ducem în Deuteronom, să citim capitolul 24, că acolo vedem practic căsătoria în perioada Vechiul Testament. Deuteronom 24, de la versetul 1. Când cineva își va lua o nevastă, dar aici vine Moise și spune felul următor. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla că ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos. Sugați cuvântul rușinos, bărbaților. Și voi, surorilor. N-ai găsit. Deuteronom 24, de la 1 la 4. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla asta, spune lui Moise. S-a întâmplat că ea să nu aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să scrie o carte de despărțire
Și după ce îi va da o mână, vreau să citiți, să citiți toți, da? Împreună cu mine. Să-i dea drumul din casa lui, auzi? Să-i dea drumul, hai. Ia să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Asta se spune lui Moise. Dacă și acesta din urmă începe să urase, scrie o cale spățit și după ce îi dă mâna, îi dă drumul din casa lui. Acum, primul lucru care eu vă întreb, ce înseamnă ceva rușinos? Pentru Moise, în vremea aceea, noi habar n-avem. Astăzi, ce înseamnă ceva rușinos noi în zilele 2000 după Hristos? Habar n-avem, dacă ne ducem în original să dăm cuvântul, ce înseamnă acolo. Însă, pe vremea aceea, ceva rușinos putea să însemne două lucruri. Haideți să vă spun cele două școli, că le-am discutat, le-am cercetat și pe astea. V-am spus că în vremea lui Moise existau două școli de teologie. Exista școala lui Hillel și școala lui Shammai. Școala lui Hillel, adică facultatea asta, institutul acesta, era foarte conservatoră și foarte strictă. Și ei spuneau așa, că ceva rușinos înseamnă adulter. Și dacă nevasta comitea un adulter, ei trebuia să-i se dea o scrisoare de despărțire, să putea să divorțeze. Dar întrebarea mea este, pe vremea lui Moise, pentru adulter, cum era pedepsit păcatul acela? Ha? Pietre, afara cetății și omorâtă cu pietre. Deci nu vorba despre adulter aici. Asta era școala lui Hillel care susținea. Școala lui Shammai era ceva mai liberală, ceva rușinos pentru ei însemna atenție, ceva rușinos. S-a căsătorit cu ea și nu putea să aibă copii femeie. Nu mai de tine. Ăsta era rușinos. Zice, oh! Sau poate să aibă doar fete și nu băieți. Oh! Cine să fie moștenitorul? Cine să ducă numele înainte? Nu se poate așa. E rușinos. Via! Sau, spun alții care sunt mai liberali, o mâncare, dacă era asta, era considerat rușinos. 10 kg, mult am zis 10 kg, 5 kg luate în plus. Da, doamnă, pe vremea aceea era considerat rușinos pentru un altceva. Fara! Vă dați seama ce legi erau pe vremea aceea. Însă Iisus Hristos vine și spune, din pricina împietririi inimilor voastre, de la început n-a fost așa, ziditorul n-a făcut așa familia, dar Moise, pentru că voi v-ați despocăit și pentru că dădeați drumul și vă despărțați de femeie, Moise a luat hotărârea aceasta ca să salveze ce? Și aici am fost ajuns. Nu bărbatul. Pentru că bărbatul, din pricina împietririi inimii lui, va sta la judecată cu Dumnezeu. Pentru că nu-i mai plăcea de nevastă care are 5 kg în plus, va sta înaintea Dumnezeu la judecată. Dar a hotărât Moise asta ca să salveze reputația, să salveze femeia care era călcată în picioare și aruncată la marginea societății. Vă dați seama, căsătorită, punea și ea umărul la construcția casei, punea și ea umărul acolo la gospodărie și într-o zi putea să găsească în stradă, fără dor și poate. Și atunci mai zice, mă, dacă tot vă abandonați nevestele, dacă tot le dați drumul din casă, tot nu vă interesează că sunteți niște oameni nepocăiți, atunci măcar stați-le o carte de spățire, o foaie în care să rezulte că ea este liberă și poate să se căsătorească. Deci Moise ia această hotărâre nu ca să legalizeze separarea sau divorțul, sau că el este de acord cu divorțul, nu. Ci zice, mi-e milă de femeile călcate în picioare și abandonate și eu vreau să salvez într-o oricare măsură femeia aceasta. Oamenii comun cu ei vor ajunge la judecată. Și bărbații ăia nu vor avea o bătrânețe fericită, pentru că au călcat în picioare legământul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Deci, căsătoria, în perioada lui Moise, când exista legea lui Moise, în acea perioadă, despărțirea între soț și soție era permisă din pricina împietririi inimii bărbatului, pricina nepocăinței, oamenii pocăiți. Peticostal, dar nepocăiți. Veneau și la biserică, dar nepocăiți. Acasă și-am atat o femeie. Te-au bătută de suna banca. Și nu numai pentru că baptiști, așa, erau și baptiști și sâmbătari și adventiști, de tot e felul, de ce culori, da? Dar erau pocăiți. Căsătoria, mergem în al treilea rând, haideți, asta ne interesează cel mai mult, căsătoria în vremea noastră, poruncită de Iisus Hristos. Există circunstanțe în care legământul căsătoriei poate fi întrerupt? Deci, în vremea din Paradis, am văzut căsătoria unde nu există nicio fisură, în vremea lui Moise, unde există fisură, există separare, și acum ne uităm la Iisus Hristos în vreme. Există posibilitate, există vreo circunstanță, există vreun moment în care poate să avem separarea. Matei 19:9, haideți să... Sunt 10 versete, 10 pasaje biblice care le găsim în Sfânta Scriptură, care vorbesc despre căsătorie și separare. Nu le putem lua pe toate, dar luăm câteva dintre ele. Eu însă vă spun,
Aici spune cuvântul, recuvântul lui Hristos. De la început, ziditorul nu le-a făcut așa și așa mai departe. Păi, Moise va da voie pentru că vi s-a împletit inima și o devine pocăit. Dar eu vă spun. Dar eu vă spun. Și acel lucru se schimbă total. Aici lucrurile au altă întorsătură. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie, nu ceva rușinos, că nu mi-o gătit bine o mâncare, că s-o îngrășat, că nu face decât fete și nu băieți, sau băieți și nu fete. Nu. Și dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, preacurvește el și cine ia de nevastă pe acea lăsată. Lăsată că e urcat la cap, că e prea bogat, că are prea mulți bani. Lăsată că zice nepotrivire de caracter, nu mă mai interesează. Și oricine ia pe alta de nevastă preacurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește. Acum, întrebarea voastră este următoarea, dar eu nu vă răspund. Nu pun așa întrebare, pun altfel întrebarea, că e prea periculoasă, cum vreți să o puneți voi. E posibil să divorțăm? E posibil să ne separăm astăzi? Ce zice Iisus Hristos? Dar eu nu pun, asta e întrebarea care voi puneți, dar eu nu pun așa, eu pun altfel întrebare. Care sunt circunstanțele, ocaziile, momentele, care sunt circunstanțele care pot să întrerupă un legământ de căsătorie? Pentru că dacă biblic un legământ de căsătorie se întrerupe, se subînțelege că e liberă femeia sau bărbatul după aceea să se recăsătorească. Deci atenție ce vă spun. Care sunt circunstanțele care pot să întrerupă un legământ de căsătorie? Romani 7, versetul 2 și versetul 3. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Sublinează cuvântul legată prin lege. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, sublinează, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Și dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege. Deci dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după un altul. 1 Corinteni 7, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Ajutați-mă voi, bărbaților. Deci care este prima circunstanță în care poate să se întrerupă un legământ de căsătorie din versetele citite? Care este? Moartea. Foarte bine. Mergem mai departe. A doua circunstanță, Matei 5, 32, spune așa, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. 1 Corinteni 7, cu 15. Dacă cel necredincios vrea să se dezbată, și când spune aici cuvântul necredincios, ascultați-mă că sunt tare mulți pentecostali necredincioși. Și baptiști necredincioși și orice alți evanghelici. Eu de-aia subliniez cuvântul ăsta, nu că vreau să pun egresc în numele nostru, eu sunt mândru că sunt pentecostal, îi iubesc și pe baptiști, îi iubesc pe toți, știu că suntem copiii lui Dumnezeu. Însă, cuvântul Domnului spune, dacă cel necredincios vrea să se despartă, pentru că și astăzi vedem oameni care vin la biserică, pocăiți, și se despartă. Ce vor să vină? Numai credincioși o să știe, da? Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora, subliniați, nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deci, repet versetul 5, capitolul 5, Matei 5, cu versetul 32. Dar eu vă spun că orice cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească. Care este a doilea motiv pentru care, sau a doua circunstanță în care se poate întrerupe în legământ de căsătorie? Ajutați-mă! Biblie. Curvie. Acum atenție. Dumnezeu nu poruncește separarea nici în cazul adulterului. Nu găsiți poruncă. Băgați bine la minte. Nu poruncește divorțul. Eco, separare. Îl îngăduie. Dacă nu reușești să treci peste acea dramă, atunci poți să te desparți. Dar Hristos poruncește iertarea
poruncește iubirea, pentru că El ne-a iertat prin sângele Său și noi suntem dator să iertăm, însă sunt unii care nu pot să depășească acel lucru. Și atunci Dumnezeu îngăduie prin cuvântul Său separarea. A treia circunstanță care întrerupe sau poate să întrerupă legământul căsătoriei. Maleahii, capitolul 2, versetul 16. Vreau să vă spun că pe lângă cărțile din Vechiul Testament, Geneza, Deuteronom sau Leviticul 18, care vorbește despre căsătoria între tată și fiu, vitreg, sau tată, vitreg, fiu, și așa mai departe, Biblia vorbește și despre, m-am dus și am studiat și pe profeți, cum ar fi Ezra sau Maleahii, să vedem și din perspectiva lor, însă nu avem timp să le discutăm pe toate. L-am luat pe Maleahii, capitolul 2, versetul 16, și zice Dumnezeu următor, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul Israel. Și a doua fază pe care voi nu o înțelegeți și pe oricare vă pun de aici să interpretați, să explicați această expresie, nu știu, numai dacă cineva nu studiază teologia, numai așa poate să... Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, ce înseamnă acoperirea haina cu silnicie? Deci această expresie era folosită în ebraică sau la evrei în cazuri de violență. Deci Dumnezeu urăște despărțirea, urăște divorțul și urăște și violența în familie. Pentru că sunt necredincioși care își boxează soțiile acasă. Din punct de vedere fizic, agresate, vin agresate acasă, vin bătute acasă, dar și din punct de vedere mental. Toată ziua să stai cu gura pe nevastă și să spui că nu-i bună de nimic. Toată ziua să o jignești că e grasă sau că e prea slabă sau că n-are aia sau că n-are aia și că tu ție nu-ți place cum arată. Deci nu există doar violență fizică, că nu asta e cea mai grea, credeți-mă, ci aceea psihică, că e ca și cancerul care îți mănâncă orice vlagă, orice relație cu Dumnezeu ți-o distruge. Deci Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie. Și haina cu sâlnicie, expresia în original, înseamnă bătaie acasă. Bătaie, violență fizică. Acum, cum rămâne aici cu întrebările ca să am și sunt, credeți-mă că sunt probleme și cazuri pe care le au păstorii, vorbesc cu ei, ne sfătuim împreună, sigur nu este cazul nostru. Mulțumim Domnului că este cazul nostru, însă ce faci în momentul în care ea, fiecare seară, trebuie să iasă fără din casă, să fugă, pentru că el vine și o boxează, el vine și o înrocește în bătaie. În cazul acestea, sigur că în orice caz de conflict și de problemă în familie, este recomandat a discuta, a se prezenta în fața slujitorilor bisericii și a cere ajutorul. Nu ți vei rezolva niciodată conflictele în familie de unul singur. De aceea Dumnezeu a lăsat autoritate pe pământ, biserica, slujitorii bisericii, și spune ce vor lega ei pe pământ va fi legat în cerul, ce vor dezlega ei va fi dezlegat în cerul. De aceea Dumnezeu a îngăduit asta, ca în momentele acelea dificile pe care le trăiești în viață, să poți te ajuta de oameni spirituali, de oameni care Dumnezeu le-a dat autoritatea aceasta să te ajute. Nu facem de capul lor. Sunt unii care divorțează, se separă de capul lor, fără să aibă vreo moment în care să fi fost curat, să fi fost ajutați de slujitorii bisericii. Și se divorțează și se separă și apoi zice, uite că mă înșelat, zice, și de-aia m-am despărțit. Care-i păstorul? Care sunt slujitorii care au fost lângă tine? Care ți-au dat o adeverință prin care să-ți justifice, da, într-adevăr, au fost înșelat, ai pățit asta, ai trecut pe aici, acum ești liber. Care-i? Fără aia nu se poate. Sunt unii căpoși, încăpățânați, care spun, ce? Slujitorii bisericii. Cum rămâne cu recăsătoria? Eu răspunsul îl dau prin Sfânta Scriptură. Care sunt circunstanțele care întrerup un legământ de căsătorie? Din punct de vedere biblic? Și acum a spus, cea de-a treia este incomodă, deci prima este clară, moartea poate să întrerupă un legământ de căsătorie, adulterul a unuia dintre parteneri poate să întrerupă legământ de căsătorie, avem cea de-a treia, violența fizică, și aici păstorii sfătuiesc și recomandă separare pentru perioade. Ești bătută toată ziua acasă,
împreună cu slujitorii bisericii, hotărâm un timp. 3 luni, 6 luni, în care te duci de acasă, te duci la mama ta. Dacă n-ai loc la mama ta, te duci la păstorul bisericii, ce e o cămăruță, dorme în sojourn undeva. 6 luni de zi, nu te mai duci acasă, ca să-și bage mințile în cap și să se pocăiască el, bătăușul. În caz contrar, sigur că slujba aceasta grea sau hotărârea aceasta grea o vor lua o echipă de slujitori. De aceea există filiale, de aceea există oameni care sunt puși în fruntea noastră, care răspunde noi ca și biserici și credem că sunt călăuziți de Dumnezeu ca să rezolve situația de genul acesta. Deci, frați și surori, divorțul nu este o poruncă, nici în caz de adulter, ci este o îngăduință. Întotdeauna Dumnezeu sfătuiește iertare. Pentru că Dumnezeu spune în relația cu poporul Israel, când poporul Israel s-a dus pe munți și a dus jertfe zeilor și a curvit spiritual, Dumnezeu a spus, le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, dar cum mai poți să iubești Dumnezeule că ți-au întors spatele, s-au dus pe vârful muntelui și acolo au adus jertfa altor Dumnezeu. Dumnezeu spune, iertare, iubire. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a dus de la ei. Voi fi ca roua pentru Israel. El va înfori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Divorțul și necăsătoria, vreau să fiți atenți, nu sunt păcate de neiertat. Hai să zicem, frate Daniel, că cineva în nebunia lui, în necăpăsânarea lui, a încetat cu biserica, s-au mers la biserică, erau 2 pocăiți, apoi s-au divorțat. Ce să facem cu ei, frate și surori? Hristos a murit și pentru ei. Sângele lui Iisus Hristos îi curățește și pe, și pe ei și îi iartă și pe ei. Divorțul și recăsătoria, chiar dacă nu sunt făcute în limitele Scripturii, nu sunt păcate de neiertat, precum nici curvia și nici concubinajul. Sunt urâte, sunt grave în fața lui Dumnezeu, dar ele pot fi iertate prin sângele lui Iisus Hristos și nu sunt păcate de neiertat. Dacă există pocăință sinceră, sublimez, dacă există pocăință sinceră, unii îl jignesc pe Dumnezeu, frâng inima lui Dumnezeu și inima bisericii prin păcate groaznice, după care se întorc înapoi, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Cu pieptul afară, cântă, se roagă, gata să predice la vor. Nu. Acceptăm orice fel de oameni, oricât de bolnav spiritual suntem sau sunteți. În biserica fratelui Marco, există unul care s-a pocăit de homosexualitate. A stat ani de zile în concubinaj sau cum au stat ei, 2 homosexuali. Și într-o zi l-a întâlnit pe Iisus și s-a pocăit. Și l-a primit din nou în biserică. Oricum, pentru orice păcat există iertare, dar cu piept afară, ci cu smerenie, cu umilință, cu recunoaștere, cu pocăință sinceră. Și chiar că vei fi privat sau vor fi privați oamenii aceștia de anumite slujbe. Nu vor putea să facă slujbe publică. Clar! Ce model poate să fie pentru copiii noștri, pentru mine, pentru tine, cineva care și-a abandonat soția? Ce slujire publică? Nu! Dar în familia lui Dumnezeu putem să fim, pentru că sunt iertați de Dumnezeu, sunt și ei spălați de Dumnezeu. Că sunteți de acord, că sunteți alți lor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne dea o minte sănătoasă la fiecare. Divorțul, separarea prezintă un eșec în împlinirea voii lui Dumnezeu. A spus, familia să fie fără fisură, intactă, până la moarte. Dar dacă n-a fost până la moarte? Pentru că omul a căzut, pentru că omul s-a desfocăit, pentru că omul s-a împietrit din inimă, dacă n-a fost până la moarte? Divorțul poate provoca răni, și știți asta, cu efecte pe întreaga viață, pentru prunci, în special, pentru acei copii care cresc în acea familie. Dumnezeu a creat căsătoria cu scopul de a fi o relație de unire ca să dureze toată viața între 2 oameni care se îmbogățesc și se iubesc unul pe altul și se ajută reciproc la asemănarea tot mai mult cu Iisus Hristos. Deoarece omenirea a căzut în păcat, împietrirea oamenilor poate să distrugă acest ideal, iar divorțul poate să fie o soluție la care oamenii apelează. 1 Corinteni 7:10, și cu asta închei, sunt 3 pasaje care știm și gata. 1 Corinteni 7:10 zice, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, zice Pavel, ci Domnul, ca nevastă să nu se despartă de bărbat. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, Marcu 10:9. Matei 19:6, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și aici este o altă variantă, o altă portiță de care se folosesc aceștia
în pietriții ăștia. Zice, vezi? Zice Biblia că ce-a împrunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Păi zice, pe mine nu Dumnezeu m-a împreunat, ci omul. Zice că omul să nu despartă. Nu, nu. Zice, m-a împreunat soacra și socul și de-aia îmi despărțim că n-am fost de la Dumnezeu. Nu, nu, nu. În momentul în care ai venit la casa Domnului și ai cerut, și-au cerut frații mei de Dumnezeu, în momentul când te-ai dus la comune, la primărie, și acolo ai semnat, este o căsătorie recunoscută înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă au combinat acolo și mama și tata și toți. Când cuvântul Domnului spune de ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, originalul spune soborul să nu despartă. Pentru că vremea aceea soborul care l-a condamnat la moarte pe Iisus Hristos a fost și echipa și grupul care despărțea, declara despărțire sau nedespărțire în familie. Fraților, un subiect greu, probabil, poate pe lângă cineva trece, așa că nu este important, spune el, însă ca și slujitor al bisericii, am ținut să predic de aici ca să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu și care este poziția noastră ca și poziția mea, în special ca și slujitor. Dumnezeu a creat familia, o instituție specială, divină, pentru totdeauna. Amin.